Bună tuturor! Bine v-am regăsit pe canalul meu! Am avut zilele astea și ninsori, am avut și timp mohorât, dar mie mi s-a pus pata pe un parfum. O aromă mai precis, un mix de flori, fructe, o atingere lemnoasă. Și hai ca să nu mai lungim. Astăzi vorbim despre un parfum din gama Lorina, de pe site-ul celor de la parfumat.ro, care cred că deja oricum știm cu toate, comercializează parfumuri tip clonă sau parfumuri inspirate din parfumuri celebre, dar și parfumuri arăbești, body mist-uri, de fapt au o gamă pentru îngrijirea personală, uleiuri parfumate. Și da, dacă nu v-am spus până acum, eu sunt mare fană uleiuri parfumate. Chiar o să le adun pe toate într-o zi și o să fac un clip dedicat. Am văzut că au mai introdus pe site și o gamă de îngrijire a tenului. Încă nu am luat nimic, dar cu siguranță trebuie să testez și acele produse. Ok, astăzi vorbim despre Lorina 06 African Dance. Arată așa. Da, nu prea cooperează telefonul, dar... un parfum inspirat din Byredo Baldafric. Cu Byredo Baldafric, o poveste tare lungă, din punctul meu de vedere, pentru mine una personal. Îmi place parfumul, l-am testat, îmi place foarte mult mixul, vorbesc acum de original, de Byredo Baldafric. Îmi place mixul, îmi place cum e blenduit. Nu mă dau pe spate două mari chestii foarte importante. Amestecul acela de vetiver și cedru, deci nu pot cu el, pur și simplu, cu Byredo Baldafric la partea vetiver și cedru, nu, pe pielea mea, nu știu, nu se pupă, nu e chimie. Și a doua problemă, persistența. Deci l-am pufăit pe mână în Obsentum, după 2 ore nu mai era. Deci pur și simplu nu mai era. Nu mai simțeam nici ceva fructat, nici ceva floral, nu mai simțeam nimic. Și tot încercând parfumuri de la parfumat.ro, într-o zi am descoperit parfum inspirat, extract de parfum, mai precis. Acesta este un extract de parfum inspirat din Byredo Baldafric. O, vino la mine. Dar nu m-am oprit la extractul de parfum. Avem extract de parfum, avem de la Gloria Perfume uleiul parfumat, da, și mai avem de la Lorina Paris African Dance Body Mist-ul. Uite cât am băut din Body Mist, da? Deci astea toate trei, dacă faceți layering cu Body Mist-ul, uleiul parfumat și peste extractul de parfum, nu aveți treabă, pur și simplu nu trebuie să reaplicați toată ziua. Ok, hai să testăm ca de obicei. Ca de obicei să mă chinui eu să-mi iau un blotter de aici. Hai că am mers mai repede. Și să vedem despre ce vorbim. Pulverizatoarele de la Lorina sunt ceva ce mi-aș fi dorit de la multe pulverizatoare de designer. Și nu exagerez, chiar nu exagerez. Parfum floral, fructat, o atingere de lemn. Se simt citricele și bergamota, dar dacă nu sunteți iubitoare de Light Blue de la Dolce & Gabbana, nu vă gândiți că sunt acele citrice din Light Blue.
Astea sunt niște citrice ușor îndulcite, combinate cu bergamotă, violetă, floare de portocal, un pic de iasomie și ceva ambră, zic eu. În deschidere, pur și simplu, te acaparează o parte floral-fructată. De-abia apoi, făcându-și apariția partea lemnoasă, cu acea atingere citrică. Din punctul meu de vedere, cel puțin pe pielea mea, da, testat și purtat de mine, că și el este foarte purtat, cu toate că e nou venit în colecție, este un parfum, aș putea spune, ușor cameleonic. De ce spun asta? La început, în partea de deschidere, datorită combinației floral-fructate, te duce cu gândul la ceva ușor dulceag. Urmând să intre baza. Deci de la deschidere am ajuns la bază eu. E luni. La mijloc, da, la notele de mijloc, își fac apariția lemnul și notele citrice. Și acesta, și parfumul de la Lorina, African Dance, și în el găsim vetiver și cedru. Dar este mult, mult, mult mai domolit decât în baldafric. Deci, nu, cel puțin pe pielea mea, nu se dezvoltă atât de masculin cum se dezvoltă baldafric. African Dance de la Lorina, da, într-adevăr este un parfum unisex. Baldafric, nu aruncați cu pietre mine, pe pielea mea nu este un parfum unisex. Din contră, duce foarte mult în sfera masculină, dacă pot spune așa, datorită vetiverului și cedrului. Acesta este un parfum vesel, luminos. Perfect, perfect pentru primăvară, vară. Îl văd purtat la birou. Nu deranjează pe nimeni. Proiectează. Are sillaj. Dar nu este un miros greu, apăsător, să creeze disconfort persoanelor din jurul vostru. Din contră, e pur și simplu ca o briză proaspătă, ca. E pudrat, e moscat. Foarte bine echilibrat, foarte bine blenduit. Adică pentru un parfum tip clonă, nu știu. Lorina au parfumuri foarte ok. Eu ce mai am? Mai am Lyra X și mai am Narcos X. Două parfumuri la fel, foarte reușite. Să vedem dacă vreți să. Nu știu, să le grupăm așa parfumurile mele de la Lorina sau la fel și body mist-ul. Mai am un body mist de la Lorina inspirat din Narcotic Flower. Superb, 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 superb. Nu mă așteptam. Hai că am ajuns și în bază. Nu știu, parfumul ăsta mă duce cu gândul. Mă duce cu gândul la familia olfactivă a lui Lacoste Parfum. Nu spun că se aseamănă cu Lacoste Parfum, dar ca idee face parte din aceeași categorie olfactivă. Dacă nu ați testat Byredo Baldafric și nu aveți nici mostra de la acesta, nu știu, chiar o să mă uit pe site, greșeala mea, nu m-am uitat înainte. Îmi cer scuze. Nu m-am uitat înainte să văd dacă mai au mostre la vânzare, că știu că la un moment dat aveau. Da, acel moment când filmezi și te sună curierul că ai primit un colet.
Nu vă spun ce este, pregătim un unboxing cu el. Că bineînțeles, de ce nu parfum? Ce altceva putea să fie decât parfum? Vă spuneam că mă duce cu gândul, African Dance, mă duce cu gândul la familia olfactivă a lui Lacoste Parfum, fără a avea o legătură cu acela, deoarece în African Dance, nota asta de vetiver ușor domolită, foarte bine, nu știu de fapt dacă este domolită sau bine blenduită. Ca idee, sunt amatoare, pasionată de parfumuri, dar nu sunt o parfumistă cu experiență, nu vă pot spune, vai de mine, aceasta este o vanilie de Madagascar din vârful muntelui și nu. Sunt decât pasionată, ușor obsedată, dar trecem peste. Nu sunt o parfumistă, nu am studii, nu, pur și simplu vin către voi și vă spun cât se poate de natural, cu toate bâlbele și cu tot ceea ce mai fac eu pe aici, cum percep eu un parfum. Ok, hai să vorbim un pic despre Body Mist. Body Mist-ul, uite cât am consumat, unde e? Foarte mult. Pulverizatorul este foarte ok, deci nu avem treabă cu el. Ca și miros, Body Mist-ul se diferențiază foarte, foarte puțin, cel puțin pe pielea mea, din nou, treaba cu pH-ul și fiecare poate percepe altfel. Însă pe pielea mea, Body Mist-ul față de extract are partea aceea fructată, o idee mai pronunțată. Body Mist-ul este ușor mai dulce decât parfumul. Pe mine nu mă deranjează, din contră ador chestia asta, pentru că atunci când port parfumul, de obicei îmi place să fac layering. Ies din duș, folosesc loțiune hidratantă, la fel au pe site gel de duș și loțiune hidratantă, tot așa cu aroma de la Baldafric. Am vrut să mi le comand zilele trecute, că am zis să am tot pachetul, ca să mă exprim așa, dar nu mai erau pe stoc. Dar oricum urmăresc și cu prima ocazie, mai mult ca sigur, mi le voi comanda. Spuneam, ies din duș, aplic o loțiune hidratantă, vin cu Body Mist-ul și apoi momentul meu de răsfăț sau momentul meu luxos, sticluța asta de ulei care vine cu această baghetă magică, cum îi spun eu, bețișorul acesta de sticlă. Da? Și pur și simplu uleiul normal da, uleiul de la Gloria Perfume se aseamănă mult mai mult. Adică e cam același lucru, 98% cam același lucru cu parfumul. De ce am ales uleiul? De ce am ales să achiziționez și uleiul? Vă spuneam, sunt pasionată de uleiuri. Nu merg pe principiu că, vai de mine, uleiurile nu le poți folosi în perioada caldă, primăvara, vara, nu. Eu nu sunt de aceeași părere. Oricum, cu cine mai discut așa despre parfumuri, cam același lucru spun. Poartă ce vrei, poartă ce-ți face ție plăcere. Nu luau un parfum, vai de mine, îmi place foarte mult African Dance, dar nu-l pot purta iarna că e parfum de vară. Nu am chestia asta. Nu, port ce-mi place, când îmi place și atâta tot. Bine, ca o mică paranteză, îmi place foarte mult Retobacco de la Mansera, de exemplu. Dar asta nu înseamnă că mie îmi place foarte mult Retobacco de la Mansera și o să dau acum pe mine jumătate de sticlă și merg cu Fimiu în parc. Că nu, e clar, se golește parcul, nu mai rămâne nimeni. Dar atât timp când nu deranjezi pe cei din jur, poartă ce vrei când vrei. Să revenim la ulei. Mie îmi place să folosesc uleiurile parfumate vara.
Nu știu de ce. Eu n-am mă gândesc așa. Dacă uleiurile astea parfumate vin din lumea arabă, vin din lumea orientală, acolo eu știu că e cald mai tot timpul, da? Și foarte cald. E clar că secretul lor este să fie purtat, să fie purtate în perioada caldă. Și am făcut experimentul ăsta pe propria piele. Uleiul am din ianuarie. Deci era destul de frig. Uleiul acesta, hai să ne rezumăm la acesta. V-am spus, eu am o colecție destul de mare de uleiuri parfumate. Acesta l-am din ianuarie. L-am purtat de câteva ori și am ieșit afară, fiind foarte, foarte frig. A avut performanțe. Aș minți să spun că nu. În schimb, l-am mai purtat de câteva ori în casă și chiar l-am pus într-o dimineață și am făcut treburile casei, da? Aspirat, curățenie, bla, bla, bla. Ceea ce înseamnă că am depus efort și că automat temperatura corpului meu a crescut. Atât de tare a proiectat atunci și, nu știu, l-am simțit altfel. Pur și simplu l-am simțit altfel. Altă chestie, toată lumea spune, domne, aplică uleiul pe punctele de puls. Nu zic nu. La încheietură eu îl aplic și aici, în pliul cotului, la baza gâtului, ceafa, dar eu mai fac o chestie, nu numai cu uleiul acesta, cu toate, și anume, facem așa. Da? Și apoi facem așa. Venim aici și iau părul de aici, da? Și fac treaba asta cu părul. Ce? Că nici nu trebuie să-l apropii. Dacă aplicați ulei parfumat pe lungimea părului, de ce spun pe lungime? Totuși, fiind un ulei, nu risc să-l aplic la rădăcină de teamă să nu mi se îngrașe părul mai repede decât de obicei. Dar la cât de curioasă sunt eu, cu siguranță într-o zi o să îl aplic și pe la rădăcini să vedem ce se întâmplă. Tot așa mai îmi scrisese cineva că îți dai cu parfumuri tip clonă pe piele. Da. Da. Eu folosesc parfumuri de nișă pe piele, am în colecție, folosesc cele de designer din colecția mea pe piele, dar folosesc și clonele de la Lorina, le folosesc pe piele. De ce? Cei de la parfumat.ro au absolut toată gama de parfumuri, tot ceea ce comercializează ei sunt în deplină conformitate cu legislația în vigoare. În paranteză, reglementările IFRA și tot ce ține. Nu am dezvoltat nicio sensibilitate, nicio iritație, nu. Eu îmi aplic parfumul și pe piele și pe haine, nu am nicio treabă. În păr nu aplic parfumuri decât uleiuri parfumate. Parfumurile conțin și alcool și nu, n-are rost să-mi usuc părul, să-mi usuc. Da, că usucă părul. Când am uleiuri. Ce aș mai avea de zis? Că vă recomand. Îmi cer scuze, nu știu ce am de azi de dimineață, m-am trezit așa cu răgușeală, cu mă și gândeam să mai filmez, să nu mai filmez, dar vorba aceea, am dat de gustul YouTube-ului și am zis să mai filmez un clip pentru voi. În încheiere, din nou, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru toate mesajele din privat, pentru absolut tot. Sunteți minunate, am spus și mă repet, sunteți minunate. Și acum, încă un moment pentru acest trio. Da? Fix în ordinea asta le și aplic. Body mist, ulei și apoi vin cu parfumul. Dacă vreți
sunteți în căutare de un baldafric cu un vetiver și un cedru mai domolit, cum am fost eu, vă recomand cu încredere să încercați această gamă. Eu trebuie neapărat să pun mâna și pe gelul de duș și loțiunea de corp ca să fie treaba treabă, cum zic eu, să le am pe toate. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. După cum spuneam, dacă vreți clip cu colecția mea de uleiuri parfumate, lăsați-mi un comentariu. Și, cum spun eu mereu, până data viitoare să mirosim frumos cu bani puțini. Vă îmbrățișez!